Wow. Wow. Ce frumos e! E incredibil! Ia uitați unde ajungem în curând, la Sepiloc, orangutan. Aici este centrul în care o să întâlnim frumoasele creaturi. Ia uitați ce culmine în spate! Hop. Cuiva era foame că are și puiul. Deci aici se învață orangutanii cum să se joace, cum să se păpațe. Și am ajuns la gigant fabulos. Doamne, cum arată! Mamă, uite cum se uite în jos. Wow. Oh my god, super înalt. La aproximativ o oră și jumătate distanță de unde am plecat, am ajuns la o cazare foarte frumoasă, de unde vom merge la ora 2 la centrul de conservare pentru a vedea orangutanii când vor servi masa lor de prânz. Și această cazare este situată la vreo... Exact, filinarele sunt frumoase de floare, iar cazarea este deci la vreo 5 minute distanță față de centrul de conservare. De aceea am și ales această zonă. Foarte frumoasă de altfel cazarea, ne place, cel puțin pe aici pe unde avem acces acum, pentru că deocamdată nu o să putem face accesul în cameră decât la ora 2. Da, e un pește. Uite. Uite, hop, a plecat. Uite, uite, acum în fel. Mm-hmm. Pare a fi un din ăsta, cum îi zice, fitofag. Aha. Mănâncă alge. Asta vreau să zici, asta vrei să zici, nu? Frumos pe aici, chiar foarte frumos. Zici că ești în grădina botanică, dar mai frumoasă chiar. Nu? Cu intrarea gratuită. Cu intrarea gratuită, da. Uite, chiar tare. Un cocotier, o boltă pe aici frumoasă, păsări care cântă peste tot, e o ferie. De cam... Iar filme și eu iar arăt ca un homeless. Asta e natural 100%. Ia uite dacă talacul e aici. Oh. No. Vezi că în Booking nu-s chiar nicăieri la review-uri. Nu era prea bine reprezentat. Da, asta apropo pentru amatorii de Booking, cum este și Iasmin de altfel, cum face de obicei rezervările. Deci aici e pe frumoasă plantă. Uite, sunt chiar numai chestii de rău despre această cazare, că mic dejunul, că nu știu. Dar cred că nici pozele nu arătau. Da, dar uite ce frumos e. Doar că e un pic alunecos, ai grijă pe jos. Dar unde e piscina? Că deja mergem parte de o oră. Da, wow, de uite-te și cum arată, ce frumos e. Uite ce copaci aici. Wow. Wow. Fuu, ce frumos e, e incredibil. Mamă, dacă talacul aici, tu vezi? Da. Se duce și încolo. Și uite ce flori sunt, uite alea, distracție. Da, planta turistului. Aia. Tu vezi cât de mult a crescut? Da, evantai. Mamă, dar zici că ești, ce să mă, în paradis aici. Și liniște, nu și liniște. Ce frumos e. Wow. Prea frumos, ne place. E, uite că swimming pool e încolo. Unde? În stânga. A. Da. Hai. Hai către stânga. Sunt și camere pe aici. Foarte frumos arată. Ia cum arată pe ecran. Ia uite. Da. A? Ne continuăm drumul pe aici prin complex. Nu știu cât timp. Deja... Piscina nici nu se vede. Exact, și piscina nu se vede. Noi voiam să ajungem la piscina. Până ajungi la piscină, nu mai ai timp să mai faci bani. Da, cert este că foarte, foarte, foarte tare ne place. Uite câta peștere acolo. Olu. Nu știu dacă l-ai văzut. Că n-ai văzut pescuiți, împăcate. Mamă, tu și cât era? Ai ieșit mai de... Puțin. Ai văzut puțin? Doamne, cât era. Cred că avea peste 5 kg pescarul din mine. Era jumbo fish? Era, pa, mă, mare, mare. A dispărut, cred că mânca mai mult gâze, chestii. Big fish here, big fish. Da, e, n-a mai apărut. Dar ți-a, mi se pare foarte frumoasă și lumina asta acum așa puțin. E nisoare, e dizi așa. Oricum e o experiență în sine doar să stai cazat aici. Da. Da, deci în Sepiloc. E relaxant, când ești și stai să citești o carte sau orice, da, poți să faci, e așa, da, frumos. Deci aici suntem în Sepiloc, cum se numește acest complex? Sepiloc Jungle Resort. Hai, nu se înțelege de ce Jungle Resort. Dar chiar... nu așteptam să fie așa mare și... Nu știu, da, cum arată camerele, dar... Oricum, nici nu mai contează dacă mă trec. La cât de frumos e pe aici, da, doar în cameră cât stai. Într-un final am ajuns și la piscină. Mai pe basic, așa, piscină. Wow, da, ce drăguț.
Ai drăguț. Da, chiar e funny, cu mini tobogan. Și aici pare. Și mare. Da. Chiar e mare. Cred că trebuie să ne descălțăm aici. Hai. Chiar arată foarte bine. Frumos, frumos, ne place. Am aflat o informație foarte fierbinte. So no Romanians here, never? Not here, in this hotel. Ah, in this hotel. No, just two of you. Just the two of us. So we are the first one putting our food maybe, here. Maybe. The, how long she's working here? How long do you work here? Just 3 months, I think. Ah, 3 months, okay. So maybe before. Maybe before. Thank you, thank you very much. Thank you. Ia uitați unde ajungem în curând, la Sepiloc, orangutan. Aici este centrul în care o să întâlnim frumoasele creaturi, pentru care am venit special de la mii de kilometri distanță. Și avem emoții, pentru că din ce am înțeles la Yasmin, sunt foarte mari. Nu știu ce așteptări să am, am ajuns la centrul de la Sepiloc, unde vom întâlni orangutanii. N-am mai întâlnit în viața mea un orangutan, nici nu știu, abia aștept. Thank you. Yeah, this way, yeah. Tocmai ce ne-au fost taxate biletele. Și uite o șopârlică mică. Și am intrat în sanctuar. Nu știm pe unde să ne uităm, care este treaba. Dar trebuie să purtăm măști. Dar trebuie să purtăm măști ca să nu dăm orangutanilor ceva. COVID sau alt. Ce boli ar fi când punem noi clipurile astea, ce am mai zis, Doamne feriste. Da. Poate sperăm că până postează Alex clipul, nu o să mai existe această boală. Da, exact. Au zis cum se aude pe aici. Wow. Noi, practic, acum am intrat și suntem într-o pădure care e plină de maimuțe, orangutani și tot felul de sărbăticiuni. Respirăm greu, gâfuim, că nu știm ce se poate ascunde după primul viraj. De ce nu așteptam să mai vină niște oameni? Că nu mai pot de frică. Acum, dacă ne întâlnim cu vreun orangutan, îl salutăm și noi frumos, să-i zicem că am venit și noi la Bora Mesei. Și cam aia e. Ce să-i facem acum? Sper că nu fie așa de supărat pe noi. Și deja avem noroc. Nu știu cât se vede că lumina asta pe contră. Dar acolo în zare este un puiuț. E un pui de orangutan. Și de desubt este mămica lui, care sperăm că este blândă. O să vedem dacă o să iasă de acolo la un moment dat. Au început să se adune oamenii aici la locul de hrănire și să sperăm că vor fi suficient de bine hrăniți încât să nu mai dorească și altceva. Eu, din câte știu, nu sunt carnivor, dar totuși. S-a dus un om să hrănească. Are nuci de cocos, se pare. Asta mănâncă. Și uitați-i cu lui în spate. Hop. Cuiva era fomică, are și puiul. Ce drăguțe cum mănâncă așa cu lăbuță în sus și cu piciorul atârnat. Nu-i place să mănânce, trebuie să mănâncă într-un picior. E pregătită oricând, dacă e ceva să o ia din loc. Ce frumoși sunt. Un cuplu reușit. Mama și copilul. Acum și puiuțul să pape. Uite cum e pe jos acolo și atunci e și el ceva. Masa tocmai aici a devenit mai relaxată. Mai devreme mama l-a și pupat. L-a luat așa de cap și l-a pupat. Să uită la el nostru cum mănâncă. Spăleghează. Este un moment foarte frumos de familie. Uite, l-a ajută să mănânce banana. Îi mai trage de aia. L-a învas. Să-l pupă iar. Stai de-n gură. Hai, dă-mi gură mestecat, ceva de genul, dar
Și te-ai dat ceva în gură. Mi-am dat deja gata în gură, da. Wow, ce forță are în dinți. Ia uitați cum depășește nucarea de cocos. Începe bătaia de aici un short tail. După cum se vede, nu prea mestecă, poate direct în gușă. Și am și ajuns aici la nursery, spune. I-am zis că e școala. E școala de orangutani. Cred că am prins chiar ultima intrare. Wow, uite ce aici. Deci aici se învață orangutanii cum să se joace, cum să se păpațe, cum să se distreze. Ia să-i vedem ce fac ei acum. Deci am plecat de aici în curtea școlii, a fost foarte, foarte, foarte tare. Deci nu ai voie să te duci pe aici prin împrejurim. Bine, nu că ar avea o problemă să sară gardul ăsta, nu se înțelege greșit. Adică noi practic de unde ne uitam de la geam de acolo, eu ocolesc foarte ușor și ajung aici, nu e o problemă asta. Dar experiența Sin a fost una foarte completă. Adică, sincer, n-am văzut atâția orangutani la un loc. Sunt foarte simpatici, i-ați mai cere ceva informații. Eu chiar mă declar super satisfăcut. Ia să vedem ce și aici domnul ghid. Mă pun și eu pe lângă să mai trag urechea. Ne pregătim să ieșim în curând. Și i-ați mai aflat de la ghidul local de acolo că erau ținuți într-un fel de școală de învățare să se cocoați, să facă tot felul de chestii. Porțile au început să se închidă pentru că se lasă noaptea în curând pe aici. Acolo fuseserăm și nu se mai poate merge. Exit? Ok. Bye! Și cam asta e ideea, că ne-ați văzut, am filmat în anumite momente, au niște dinți... Au niște dințoși din aia de... Tăia spaima! Deci respectăm animalele și ne-a plăcut foarte tare. A fost o experiență foarte faină. Un pic la limită, să zic așa, că dacă ți apar unul acum în față, nu prea știi care e mișcarea. Ne-am mai lipit și noi pe lângă niște oameni când mai mergem pe aici, să nu fim întotdeauna chiar singuri. Niște prietene de ale noastre cu care ne-am aciuiat din cealaltă excursie din Franța, mergeau și efectiv așa, la un metru în față, le-a apărut unul la un gâtan. Ia să vedem. Așa, după cum spuneam că Iasmin s-a apucat să facă niște poze panoramice, ceva fenomenal. O experiență foarte frumoasă, la limita apropierii, să spunem așa. Ne-am simțit foarte fain, ne-au trecut toate emoțiile, oricum să suntem și un pic capia treziți de la ora 5 dimineață. Dar, foarte, foarte tare. Deci, dacă aveți drum prin zonă, clar, merită făcut această experiență, pentru că noi, în sălbăticie, nu prea am putut să vedem orangutanii de aproape.
nota 10. Salutare, oameni buni și frumoși! Tocmai ce am mâncat micul dejun aici la cazare, super fain, și ne pregătim să mergem la Rainforest Discovery. Va fi o experiență foarte interesantă, abia așteptăm să o facem. E destul de cald deja, adică a trebuit să ne odihnim un pic după expediția de ieri. N-am reușit să plecăm chiar la prima oră, dar sperăm că o să fie o zi frumoasă în care o să vedem o grămadă de lucruri, așa că stați alături de noi. Plimbarea prin pădure este destul de challenging, e mare umiditatea și destul de cald, însă ne bucurăm de tot ceea ce se vede pe aici. Wow, este amazing, deci... Dacă aveți timp, nu stați ca noi doar atât de puțin, o oră, două, aici e de stat o zi. Ia uitați ce copac am găsit aici. Uitați-vă la ce gigant. Încă nu am ajuns la cel pe care îl căutăm, însă drumul este fabulos de frumos și destul de cald. O altă recomandare, veniți mai devreme. Într-adevăr, doar la ora 8 se deschide, însă... Da, e destul de mare căldură la asta. Nu uitați apa și mosquito repellent, da, respectiv. Imens, da. Și pe eu pentru țânțari. Doamne, doamne, câtă imensitatea. Da, oricum, în imagine se poate vedea cât de mare. Ce imagine cu această rădăcină aici. Fuuu, cât de frumos e. Am ajuns la o mică răscruce și noi mergem spre Kabylie Monster. Ce drum e ăsta? Că nu știu care drum. Pe aici. Doamne. Este un drum micuț și prăpădit, să-l vedem pe Kabylie Monster. Și am ajuns la gigant. Ni se vede corona de aici. Trebuie să... Wow. Aici sunt și prietenii noastre din Franța. Care facem expediția. Wow! Ia uitați-vă aici cât am mai furnica. Deci nu, e cât un deget, adică degetul meu. Doamne, cât e! Imense! Întotdeauna poți găsi la baza unui asemenea copac, ia uitați-vă, astea sunt niște albinuțe. Dar sunt albinele lor de pădure, sălbatice. Vedeți cât de micuțe sunt? Sper să nu fie deranjate că le filmez. Da? Deci aici este un cuib de albinuțe. În rădăcina, practic, a acestui gigant. Fabulos. Doamne, cum arată! Deci noi așa am citit, nu i-ați zis că este unul dintre cei mai mari copaci din pădurea. De cei mai înalți copaci. Nu cred că e ăsta, că mai e încă unul. Mai e încă unul. Anyway, e unul dintre cei mai înalți copaci din Rainforest, că în română nu știu cum să traducem asta, pădurea ploioasă. Din această zonă și da, este masiv. Într-adevăr, putem să-l comparăm puțin cu cel pe care l-am văzut în Bali, dacă n-ați văzut încă vlogul, vă recomand să o faceți, care avea 700 de ani vechime și iarăși avea niște rădăcini superbe. O să vă las din curând descrie să-l vedeți și pe acela dacă vă plac copăcii. Ia uitați, inclusiv muștele ce culoare au. Știu că pe la noi din popor se zice că e muscă de rahat asta. Numai că aici în pădurea tropicală, ia uitați ce frumos e. În pădurea Rainforest. Uite Apide. Ce poate am făcut. Aici este casa acestui gigant. Bine te-am găsit, frumosule. Frumosule și înțeleptule. Uitați-o pe azi din ce artă bagă. A, poți să încerc pe cinematică. Plimbarea prin acest parc este foarte relaxantă. Sunt chiar bucăți în care este și asfalt pe jos. Nu este peste tot așa înghesuită treaba. Pârâiașe mici și limpezi. Chiar este o experiență foarte relaxantă și care lejer, v-am spus, vă poate ocupa o zi. N-a fi făcută. Noi punctăm acum tot ce putem mai rapid. Pentru că la ora 2 avem autocarul. Să mergem spre Kota Kinabalu și vom avea vreo 8 ore de autocar de vis. Ia să vedem, e ceva animal pe aici. S-a auzit ceva căzând. Ceva mai greu, dar par a fi mai mult frunze. Practic pe aici pot fi toate animalele junglei. De la maimuțe, la șerpi. Aici găsim și un skywalk, așa se numește. Unde băieții vopsesc cu drag și spor. Să vedem ce putem vedea de pe acest skywalk
se distrează, cred că au vorbit între ei, vezi că vine și le filmează. Da, tricoul meu face senzații. Hello, hello. Le place tricoul meu pentru că scrie pe el, pe aici, născut în Saba. Adică sunt... Născut și crescut. Născut și crescut, exact. Sunt de-al lor. De-aia se tot distrează când mă văd cu tricoul ăsta. Pe care, da, l-am purtat obsesiv zilele acestea. Pentru că îmi place să mă amestec, să zic așa, cu ceea ce e aici. Hai să vedem ce ne rezervă acest skywalk. De unde putem vedea short tail macac, ăștia care sunt mici și ai naibii, long tail macac, uite, vezi ce zice? Da. Să întâiți, nu vreau să înțeleagă că e agresiune sau că îl provoci. Exact, deci nu trebuie să ne uităm în ochiul lor, în ochiul lor, pentru că va înțelege că e agresiune și că vrei să-i ataci. Credeți-mă, sunt foarte forțoși și foarte periculoși. Au niște dinți, câinii sunt păcăleală față de ce capacități au aceste maimuțe, de care noi ne ferim foarte, foarte mult și suntem foarte atenți. Pentru că ei pot fi pe aici pe oriunde. Și odată îl vezi, tot a apărut și dacă ai mâncare la tine, mai ales, devii o țintă sigură, pentru că au și niște simțuri foarte dezvoltate în dale mirosului. Aici există niște specii de veve țepitice, care au corpul cât pumnul și coada cât degetul. Atât de mici. Și alte specii de veveriță, numai că la ora asta cam greu, pentru că e foarte cald și animalele, cred că sunt la ora asta ascunse, nu prea ies ele. Dar clar, acest skywalk e foarte tare, pentru că efectiv te plimbi practic prin copaci. Cam asta se întâmplă aici. Ai o goangă în ochi. Mai devreme Iasmin a trebuit să înlăture și o goangă în ochi, pentru că simt aici. Nu. Mai devreme a avut Iasmin și un fel de vierme, de lipitoare, de ceva de genul ăsta, la gleznă. Pentru că noi venim de ochiopați de vară aici, nu avem șosete lungi și e cam periculos să merge așa, dar a scăpat cu bine. Ia uite, dar pe ăsta nu l-am văzut, nu? Pe nuci, că e foarte rar. E foarte rar, nu? Uite ce specie interesantă de maimuță. Se pare că există și o veveriță care are atâta mai coadă. Dar de ce pare că e de vreo trei ori mai mare decât corpul. Dar de ce o fi înrezestrată pe ea natura cu asemenea coadă? Nu zice. Și aici există și un turn de observație, unde putem urca, să vezi așa toată treaba de sus. Deși suntem foarte, foarte pe grabă, o vom face măcar o secundă, să vedem cum arată totul. Vai, ce frumos e! Se vede aici toată pădurea. Se vede și în zare de pe unde am venit noi de pe acolo. Uitați-vă cât de mult verde este aici. Nu există practic construcții. Vezi ce frumos e azi? E doar construcția asta de jos de pe unde am intrat. Dar în rest... Intrarea. Da, intrarea. Și în rest, oriunde te uiți cu ochii, numai și numai verdeață peste tot. Foarte, foarte frumos. Gâfâim un pic, am urcat și căldura încă e foarte mare, dar clar, locul ne răsplătește cu multe imagini superbe. Asta este, practic, locul în care am ajuns. Hai să facem și noi o poză acolo, pe lumină acolo, vrei? Ha. Deci acesta slow loris nu este deloc încet și este singurul primat care are mușcătura veninoasă. Da. Deci cu fața asta așa. Și el e mic așa și pare gen puppy face, știi? Da. Exact. Come and pet me. Și după aia, mori. Și ai mori. Rip. Deci uite-te și tu de aici ce pervers. Perversul de porneo. Perversul și n-are nici măcar un kilogram. N-a ajuns la un kilogram. Deci aici sunt foarte multe pericole pe care... Sunt mici, cute și mușcă rău. Da, mă frate, dacă să dai și tu seama ce a făcut natura asta. Incredibil. Mamă, uite cum se vede în jos. Wow. Oh my god. Super înalt. De asta nu știu skywalk, adică chiar e pe păi da, chiar e skywalk și mergi practic prin copaci. Da. Cam asta e ideea aici. Chiar e mișto. Foarte tare. Foarte tare. Vreau să venim mai devreme, dar... Nu ne-am organizat noi prea bine cu timpul. Uite, aici pare a fi și un răhățel de ceva... Da, nu vreau să vedem ce, dar nu e vechi. E vechi, e destul de... Sigur nu e de câine sau de pisică, adică da, e de clar. Ceva sărbatic. În orice caz, foarte tare primar. Șarpe. Nu e veninos. Asta de frunze, nu?
Deci veninos, te trebuie să spui probleme de micuțul Loris. Ăsta nu. Wow, acum am văzut și eu copacul. Asta. Pentru că noi nu ne dăm seama cât de înalt e, fiindcă noi suntem undeva foarte, foarte sus. Foarte sus, da. Dar uite-te cât de mare ești, ce frumos arată. Păi e, stai seama, are o grămadă de... Noi nici nu vedem cât de jos e totul. Da, incredibil ce frumos arată. Și ce tulpină așa, perfectă. Exact. Pare că e turnat din beton. Exact, pentru că el probabil crește... Are trunchiul aproape perfect. Adică păi vezi că el e deștept, că nu are ramuri pe aici pe jos, pe unde e umbră. Toate ramurile și-a dezvoltat acolo, da. Sus. Caută lumina, aici luptă permanentă după lumină. Super frumos. Some say it also smells like white bread, jasmine rice, basmati rice and spiced pandan. Deci există aici pisica... Urs. Urs. Cine a mai pomenit așa ceva? Pisica urs. Ce nici dacă aș fi văzut-o, n-aș fi știu ce să zic. Aș fi zis că e o marmotă. Coada o ajută să se urce în copac, cică. Mhm. Și că asta e cel mai interesant. Se înfășoară, deci coada nu e doar o coadă amărâtă. Nu, se ajută cu ea. Wow. Și mai interesant asta e că miroase a popcorn sau a orez. Sau orez, incredibil. Sau pâine albă. Bă, ce minunății pe aici. Wow. Atât de rău ne pare că ne grăbim să plecăm. Ar fi fost de stat aici și de observat o zi întreagă cu un binoclu. Puh, cât ai de văzut, băi. Prin pădurea aceasta din Borneo. Păi dacă ăsta e ce e, traseu Skywalk, dar există traseu prin pădure de 6 km sau ceva, adică... Cred că 2 zile chiar poți să-ți iei să fie aici, sincer. Da. Foarte frumos e aceasta. Deci am zis că e de stat în Sepiloc. Chiar e o zonă mișto, da. În Borneo, Sepiloc. Da, Sepilocul chiar este de stat și de explorat, așa, în tihnă vreo săptămână. Numai aici câte sunt de văzut și de făcut. Ce frumos e aici. Da. Foarte. Ce aia. Câte sus suntem. Incredibil. Cât de tare acest skywalk. Da, chiar ne pare rău că n-am avut mai mult timp. Măcar încă 3 ore. Ar fi fost ideal. Ar fi fost ideal să mai avem și bani la noi, să avem și apă. Da. Să aveți apă la voi, eu zic că 2 litri. De jur. Cred că nu sunt super multe grade, adică poate sunt 28 sau 30, dar e super multă omezeală și... Și obositor, adică dacă n-ai suficient de multă apă. Da, bine, și vreo 5 ore timp. Și vreo 5 ore timp. Cert este că ne-a plăcut foarte mult această expediție, chiar a fost genială. Înainte de a pleca și de a da nota finală, i-a zis mea, n-am mai descoperit aici pe un panou, că acest copac care ne plăcea foarte mult, acesta alb, este copacul care are, în care sunt cele mai multe albine găzduite. De obicei, cred că e un copac care găzduiește cei mai mari stup de albine, dar aici nu văd niciunul, sincer. Da, momentul ăsta. Uite cum ar trebui să vadă. Uh-huh. Și ăsta e ce care doar 40 de metri, deci mie mi se pare că are 100 și că alții au 86, deci ăsta e chiar mic. Foarte și vă arată huge. Adică e cel mai mare copac de aici, ci că e unul dintre cei mai mici în special. Superbisim. Deci nota acestei expediții? Nota 10 plus. 10 plus. 10 cu felicitări, cum se zice la școală. Și la fel, un 10 cu felicitări. Ne-a plăcut foarte mult, așa că vă recomandăm, dacă faceți o asemenea drumeție pe aici, luați-vă cel puțin o zi, luați-vă apă, luați-vă și spray de țânțari. Și aparatul foto, să aveți la voi baterie, pentru că sigur o să vedeți o grămadă de lucruri. Și șosete lungi. Și șosete lungi, ca să nu vă muște guanii. Viermi. Și viermi. Până data viitoare, vă pupăm, fugim să primim autocarul, pentru că ne așteaptă o drumeție și cu autocarul de vreo 7-8 ore, până Kota Kinabalu, hai cum a ieșit și pronunția. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu. Thank you very much. V-am pupat de aici. Bye.